Ne aflăm aici în urma unei demersuri făcute de domnul deputat Laurențiu Leureanu, privind un proiect mai vechi din 2006 de consolidare a râului Siret, malul stâng, de protejat un dig, mai bine zis, de 5,5 km, care apără tot satul Recea și culturile agricole aferente între drumul județean 207D și râul Siret. Astăzi s-a deplasat o comisie de la ABA Bacău și Seghea Neamț în vederea repunerii în mișcare acestui proiect, cum v-am spus, mai vechi din 2006. Că trebuie reactualizate, până ați s-a schimbat cursul râului Siret în tot acești 15 ani aproape. Da, de câte ori vă aduceți aminte că a ieșit Siretul din matca aici? În 2008 și 2010, în urma ieșirii din matca râului Siret, au fost inundate circa 50 de case și gospodării, dar vreo 39 au fost în totalitate 100% distruse, plus terenurile care sunt, cum v-am spus, între drumul județean 207D și râul Siret. Atunci s-au făcut iarăși demersuri, dar din anumite situații care erau la momentul potrivit, s-a oprit continuarea acestui proiect, care dacă continua atunci, la momentul de față era rezolvat în 15 ani. Deci, digo, a fost cumva, lucrările au fost cumva pornite? Deci, studiul de fezabilitate a fost făcut, urma proiectarea, urma, dar s-a oprit, da, din, chiar dacă se înțelege de ce, dar, da, acum îl repune o mișcare, v-am spus, la inițiativa și demersul care l-a făcut domnul deputat Laurențiu Leureanu, pentru a ne ajuta în acest demers, acest proiect, să-l repunem în mișcare. Ok, ne puteți spune estimări de costuri cumva? Nu, costuri nu. Proiectantul când va veni la fața locului, când va fi, vă dați seama, trebuie practic luat aproape de la zero. Studiu de fezabilitate, v-am spus, s-a schimbat cursul râului Siret, a fost schimbat, au venit și au luat niște puncte cadastrale ca să le trimite la ABA Bacău și de acolo, de la birou de investiții, vor repune mișcare, dumnealor știu cel mai bine cum să repună mișcare și cât mai repede. Deci, ce vrem noi ca instituții, ca UAT și domnul primar în colaborare și cu dânsul, să pas cu pas, adică să nu fie un interval scurt între cei pași care urmează de la un pas la altul, ca într-un an, doi, să cât putem face, că e cel mai bine. Domnul primar, spuneți-ne, vă rog, ce urmează să se petreacă în zona asta? Astăzi am avut prilejul să colaborăm cu o echipă de la Apele Bacău și Seghea Neamț pentru a găsi soluțiile necesare amenajării cursului Siret în zona Monte Pod. Sunt probleme cu consolidare mal stâng și în zona Recea ne-am deplasat. S-au făcut măsurători necesare, așteptăm soluții tehnice de la specialiștii din cadrul Apele Bazinale Bacău. Soluții pentru ce anume? Ce... Pentru consolidare mal, stâng, da, îndiguire, da. Și pentru protejarea podului de la Ion Creangă, care știți că e o problemă discutată de mai multă vreme și nu s-a întâmplat mare lucru. Bun, și soluțiile ar fi pentru pod, de exemplu, la ce în urma discuțiilor acestea? Pentru protejarea podului este necesară dirijarea cursului Siretului să meargă pe mijlocul podului. El acum atacă mai mult capătul dinspre Ion Creangă și este posibil ca oricând de la o viitură acest pod să rămână suspendat. Bun, și... ca să se încheie aceste lucrări, care ar fi pașii? Cum se face? Specialiștii din cadrul Apele Bazinale Bacău, din domeniul de proiecte și investiții, vor găsi soluțiile necesare. Demers a mai fost făcut acum multă vreme în urmă. Există un proiect pe care noi acum încercăm să-l actualizăm, să propunem actualizarea și asta s-a înțeles de către cei care au fost, că trebuie actualizat și promovat pentru a fi finanțat și executat. Bun, acum trebuie neapărat să vă întreb, în cazul în care problema asta de aici nu s-ar rezolva, care ar fi riscurile pentru populație sau pentru... Există pericolul ca acest pod să nu mai fie funcțional și atunci comuna Ion Creangă, Icușești, Valea Ursului, Oniceni, drumul județean spre Vaslui, să nu fie practicabil. Rămânem izolați. Din câte înțeleg eu, podul ăsta e singura legătură a acestor comunități din partea asta de Siret, da, cu municipiul Roman. Cea mai apropiată ar fi undeva pe lângă Bacău.
Da, este ruta Icușești-Bacău, zona, legătura cu Bacău, și o altă legătură ar mai putea fi pe la Ozieni, dealul mărului Gâdinți. Cam, puteți estima cam ce perioadă de timp ar fi necesară pentru... Nu pot să pronosticez, însă vom face toate diligențele necesare încât să grăbim executarea acestor lucrări.